Dorel, Dorelule, ce mai faci, băiatule? Dorel face, nu se joacă. De departe e cel mai harnic personaj din România. La cât muncește acest om, eu zic că s-ar putea face zilnic o emisiune care să se cheme chiar așa. Emisiunea Dorel. Las că facem noi o rubrică aici la emisiune. Uite, spre exemplu, avem lucrarea asta de la Piața Sudului din București. Celebrul pasaj, o lucrare care va ține veșnic. O să fie mai ceva decât Sagrada Familia din Barcelona. E acolo, la Piața Sudului, muncitorii au fisurat de două ori în ultima lună țevile de gaze care trec prin șantier. Nu-mi dau seama cum reușesc, domne. Probabil că li se termină brichetele și le elene să meargă până la non-stop să-și ia altele. Ce s-a întâmplat? Un muncitor a reușit să fisureze o țeavă de gaze, a avut loc o scurgere importantă de gaze, ca atare au fost evacuați în regim de urgență elevii școlii, fiind plasați la distanță de corpul clădirii. Din nefericire, este al doilea incident de acest gen care are loc în această lună. Evident că iese panică, au fost nevoite autoritățile să evacueze o școală din vecinătate. Așa-s procedurile, nu te joci cu gazele. Deja s-au prins elevii de schemă, da. Cred că de acum se gândesc și ei să profite de aceste proceduri. Frate, azi avem teză la chimie, nu știu nimic, ce ne facem? Mergi închis, că am vorbit cu un tip de la pasaj, să-i dea în cap la țeava de gaze. O să vezi, la 9 ne cărăm acasă. Dar gata, destul cu ăștia cu gazele, că nu-i de glumă. Hai să trecem la niște dorei de ăștia simpatici, inofensivi. Ce ziceți de o străduță din orașul Corabia, județul Olt, pe care s-au trasat 12 treceri de pietoni, multe inutile și desenate invers decât de obicei? Cred că nici la Piața Sudului în București nu o să fie atâtea zebre. Acolo unde vă opriți? În gard, unde? La gardul omului, unde? Ori de câte ori ar încerca să înțeleagă logica celor 12 treceri de pietoni, localnicii de pe strada celei din Corabia tot nu pricep. Zebrele sunt pur și simplu inutile. Unesc garduri sau trotuare late cât palma. Alte zebre au fost trasate greșit pe lungimea străzii, nu pe lățime. Excesul de zel al primăriei a făcut ca oamenii să aibă treceri de pietoni și la intrarea pe ulițe cu numai două sau trei case. E, firma care a executat lucrarea spune că nu-i vina muncitorilor care au trasat zebrele, ci e vina lui Dorel de la proiectare, care, după cum s-a putut observa, mai avea puțin și desena treceri de pietoni inclusiv prin casele oamenilor, plus indicatoare, adică văd niște cedează trecerea la ieșirea din sufragerie spre baie, ca să aibă prioritate ăla care vine din dormitor, că nu știi cât de urgentă-i treaba. Iar dacă tot suntem la domeniul rutier, uite-i și pe băieți ăștia din Dâmbovița, care au turnat o bordură pe o șosea din Moreni, iar a doua zi au venit să o strângă cu lopata, pentru că bordura, în loc să se întărească, să rămână așa pe veci ca un zid chinezesc în miniatură, s-a comportat ca o piftie uitată la soare. Se vede că nu mai pune domnul Videanu toate bordurile în țara asta. Cum să mașină bordurile? Cel care a filmat aceste secvențe de cascadorii râsului a rămas uimit când a văzut că, deși afară ploua, muncitorii se apucaseră să toarne bordura. Și-au bătut joc de vineri, au turnat 200 de metri de bordură și au strâns-o cu lopata. Ploua în momentul. Bine, aici a fost un dorel de ăsta colectiv, așa, de la șefii care i-au trimis să lucreze pe ploaie, până la muncitorii care, în loc să adune bordura direct cu fărașul ăla mare, utilajul ăla ca să meargă mai repede, au adunat-o cu lopata. Uite că n-am reținut cum se cheamă firma, dar mi-a venit o idee. Dacă într-o zi o să-mi fac o firmă de construcții, așa o să-i spun, Dorel SRL. Să vezi dacă nu iau toate contractele din România cu ea. Să mor!